De 10 ani, un bărbat din Mehedinți luptă cu o problemă cumplită, obezitatea morbidă. La cei 48 de ani, Dumitru Vasilioanca a ajuns să cântărească 204 kg și este dependent de ajutorul soției. Bărbatul spune că își dorește din toată inima să redevină un om normal și un sprijin pentru familie. Dar singura lui șansă, o operație de micșorare a stomacului, este mult prea costisitoare pentru veniturile familiei sale. La 48 de ani, Dumitru Vasilioanca abia mai face câțiva pași. Problemele lui au apărut la 32 de ani, când a început să se îngrașe și a ajuns la 100 de kilograme. Lucra însă fără probleme și acasă și la serviciu să-și întrețină familia. A muncit chiar și în Italia în construcții până la 38 de ani, însă de 10 ani problemele au început să se acutizeze. Fără ajutorul meu nu se poate deplasa, nu se poate spăla singur, nu, de efectiv nu poate face nimic fără ajutorul meu. Te mănâncă și... mult, doamnă? Deci nu mănâncă, mănâncă ca un om normal, nu mănâncă niciodată două porții de mâncare. Obezitatea i-a adus și o mulțime de complicații, probleme cardiace sau diabet. Am sărit și pe sărmese, seara cel puțin o fructă, un ceai, ce se poate. Dimineața iar așa, cum să zic, foarte subțire, masă de prânz. Și cu toate astea? Și cu toate astea, tot așa, cu pădă și dumneavoastră, nu s-a schimbat nimic. Doresc să fac o operație, să scap de această greutate și să îmi continui viața mai departe. Sunt prea tânăr ca să, cum să spun, să întrerup această relație cu lumea. Aflat într-o situație disperată, Dumitru spune că dorința lui cea mai mare este să slăbească și să redevină un sprijin pentru familia sa. Șanse ar fi, spun medicii, însă este nevoie de o dietă supravegheată de un nutriționist și poate chiar o operație de micșorare a stomacului. Foarte greu, este spitalizat, ușile la WC-ul sunt mici, nu încape pe ușile de la WC-ul. Există o problemă foarte mare pentru el, paturile nu-l pot susține în spital. Cam asta e situația. Deci e nevoie de o clinică specializată. Specializată și mașină de transport iară specializată. Dumitru și familia sa trăiesc însă acum doar din pensia pe caz de boală de puțin peste 500 de lei. Astfel, singura șansă la o viață normală ar fi un ajutor pentru a ajunge într-o clinică specializată de chirurgie bariatrică.